contul de pensie va fi majorat cu 14% începând cu data de 1 septembrie. Guvernul României a dat o ordonanță prin care valoarea punctului de pensie va crește de la 1265 de lei la 1442 de lei. S-a emis ordonanța de urgență a Guvernului numărul 135 și începând cu data de 1 septembrie, valoarea punctului de pensie este de 1442, iar pensia minimă este de 800 de lei, tot cu 1 septembrie. Punctul de pensie a fost, sau mă rog, acum în august este 1265 și de la 1 septembrie fiind 1442 este o creștere de 14% a punctului de pensie. La ora actuală, pe teritoriul județului Hunedoara sunt 136.000 de pensionari. Clădirea în care funcționa vechea preparație exploatării miniere Petrila își va schimba cu totul înfățișarea. Câțiva specialiști au fost vineri prezenți în incinta fostei mine pentru a evalua starea clădirii după ce administrația publică locală, în parteneriat cu Asociația Planeta Petrila, au câștigat fonduri necesare pentru punerea în siguranță a clădirii declarată monument istoric de tip A. Resursele financiare vor fi utilizate pentru proiectarea investiției ce va fi realizată. Este o zi foarte importantă pentru că este o zi care marchează momentul în care clădirile minei Petrila ar putea să funcționeze cu alte scopuri. Este pentru prima oară când se propune un proiect la mina Petrila după închiderea ei, care să nu constea din demolare. Anume, orașul Petrila, în parteneriat cu Asociația Planeta Petrila, a câștigat un concurs și va beneficia de fondul de timbru pentru monumente istorice. Este un proiect pe care a reușit să-l ducă la bun sfârșit Institutul Național al Patrimoniului, pentru că la Mina Petrila este monument istoric de categorie A și una dintre clădirile ei pe care o vizităm astăzi, preparația veche, o clădire interbelică, este în proprietatea orașului Petrila și îndeplinește și condiția de a fi monument istoric. Asociația Planeta Petrila își dorește ca și comunitatea să fie implicată în proiectul de revigorare a fostei exploatări miniere și a lansat în spațiu virtual o invitație către cetățeni pentru a-și exprima ideile în ceea ce privește viitorul clădirii preparației. Ne interesează foarte mult viziunile lor asupra acestei clădiri și deja lansând această întrebare pe Facebook, am început să primim propuneri foarte interesante, pe care bineînțeles că le vom lua în considerare, de la un spațiu muzeal care să explice ce a însemnat Mina Petrila pentru România și ce au însemnat efectiv clădirile de aici și de ce sunt valoroase, la cum lucrau oamenii, până la spații de loazir, spații care să aibă diverse funcțiuni, chiar și sportive, culturale, deci am primit tot felul de propuneri deja. Cetățenii sunt invitați să participe la o primă întâlnire cu arhitecții duminică ora 17 la centrul Pompadou din incinta fostei mine Petrila. Primarul Tiberiu Iacobriț a urcat vineri dimineață în masivul Parâng pentru a analiza situația din teren și pentru a purta o discuție cu constructorul ce se ocupă de asfaltarea drumului județean 709F. Cu puțin timp înaintea orei stabilite, constructorul a anunțat că nu va putea ajunge la întâlnire. Din păcate, eu ieri am stabilit cu domnul director Lăzărescu de la Strabag că ne vom vedea dimineață la 9 la Petroșani aici și după care să urcăm în Parâng să vedem exact ce probleme sunt și ce poate să facă primăria pentru a nu stopa lucrările și pentru a ajuta la finalizarea acestor lucrări cu drumul din Parâng. Din păcate dimineață am primit un SMS de la domnul director Lăzărescu de la Strabag care îmi cerea scuze și spunea că a intervenit o situație în programul dumnealui și nu mai poate fi prezent astăzi la Petroșani. Eu am urcat în Parâng cu echipa tehnică din primărie să văd exact despre ce este vorba. N-am putut să vorbesc cu constructorul pentru că n-au venit în teren. Aștept să-mi facă o solicitare și sigur, în urma discuțiilor care o să le avem cu constructorul, cu proiectantul, cu dirigintele de șantier, să vedem ce soluții găsim. Tiberiu Iacobriț afirmă faptul că primăria Petroșani este deschisă să ofere ajutor pentru ca investiția din Parâng să fie realizată.
problema divizării complexului energetic Hunedoara a fost pusă din nou în discuție la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Referitor la înființarea noului complex energetic Valea Jiului, termenul stabilit este luna noiembrie a anului curent. După ce se va face programul de reorganizare de către administratorul judiciar cu care s-a discutat la minister, se va trece la constituirea celor două entități, termocentrala Mintia separat, spre un UAT și complexul energetic Valea Jiului, care va cuprinde termocentrala Paroșeni, cele patru mine și sucursala Preserv. De asemenea, vom avea discuții pentru ceea ce noi am solicitat și Ministerul a fost de acord, și anume realizarea unui grup pe gaz pe lângă cel pe cărbune de la Paroșeni și realizarea unei microhidrocentrale pe pârâul Balea, care se află cantonat tot în zona Paroșenului, unde noi avem un baraj construit în proporție de 50%. Aceste lucruri eu cred că se vor realiza și vor da un nou orizont Văii Jiului. În septembrie, administratorul judiciar va definitiva planul de reorganizare, după care el trebuie aprobat de adunarea creditorilor, creditori, după cum știm, creditor majoritar fiind tot statul român. Deci eu cred că undeva în octombrie-noiembrie putem vorbi de noile entități atât în Valea Jiului cât și la Deva. În ceea ce privește realizarea noului grup pe gaz, dar și microhidrocentrala ce va deservi termocentrala Paroșeni, mai mulți specialiști au fost deja în teren pentru a analiza situația. Studiile de fezabilitate pentru aceste obiective vor fi demarate după înființarea noii entități. La bazinul didactic de Nod de la Petrila se lucrează intens în această perioadă. Acoperișul este aproape gata, iar în interior se lucrează la bazine. Conducerea administrației publice locale petrilene spune că, până la sfârșitul acestui an, investiția va fi finalizată. La bazinul de Nod, acoperișul este finalizat în proporție de 95%. Deja se lucrează și la partea din interioare și așa cum am mai spus și data trecută, eu sper că până la sfârșitul anului el să fie dat în folosință. Lucrările la bazinul didactic de Nod au pornit cu o ușoară întârziere, însă în momentul de față se lucrează activ, iar edilul petrilean speră că din această iarnă copiii din localitate vor putea înota aici. Proiectul este finanțat de Compania Națională de Investiții. Problema mașinilor parcate chiar pe partea carosabilă a străzilor din municipiul Lupeni și care îngreunează traficul va fi remediată. 15 locații vor fi amenajate pentru ca cetățenii să dispună de spațiu pentru parcarea autoturismelor. Se lucrează și în acest moment, chiar aproape de noi la E4, am reușit prima parcare, deja să-i dăm drumul. Avem undeva la 15 locații care vor fi făcute în această perioadă de timp cât de scurtă ne dorim noi. Ne dorim ca firma să încerce să își mai aducă și alte echipe pentru a lucra în mai multe zone în același timp, fiindcă avem tot ceea ce înseamnă bani, avem proiectare, avem totul perfect, doar trebuie să existe această dorință de muncă și de a rezolva cât mai repede problemele care sunt referitoare la parcări și la faptul că omul nu are unde să spună în mod deosebit mașina. Dar facem efort deosebite pentru a lucra, de se lucrează foarte bine la acest capitol, mergem înainte și vom face în așa fel încât numărul parcărilor să devină din ce în ce mai mare, să nu mai avem acele probleme și acel disconfort care există de zi cu zi. Luni 24 august începe a doua sesiune a bacalaureatului cu proba scrisă la limba și literatura română. La nivel național, la sesiunea din toamnă s-au înscris peste 42.000 de candidați. Conform inspectorului general școlar Ilie Pârvan, în județul Hunedoara, un număr de 936 de elevi își vor susține examenul de bac în această sesiune. Am luat deja startul în ceea ce privește sesiunea de bac din august 2020, în sensul că deja avem înscris 936 de elevi. Probele scrise vor avea loc în data de 24 august limba română, 25 proba obligatorie și 26 proba la alegere. Examenul se va desfășura în 5 centre de examen, 2 în Valea Jiului, la Hermes Petroșan, Mircea Eliade Lupeni,
unul în DEVA, Liceu Energetic Dragomir Hurmuzescu, Colegiul Național Iancu de Hunedoara, în Hunedoara, și Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, în Orăștie. În ceea ce privește modul de organizare, dar și stabilirea președinților de comisii, inspectoratele școlare județene vor avea o videoconferință cu Ministerul Educației și Cercetării. Sâmbătă, 22 august, ora 11, este programată o videoconferință a Ministerului Educației și Cercetării privind tragerea la sorți a președinților din centrele de examen, comisiilor din centrele de examen. La ora 12, după videoconferința MEC, la nivelul inspectoratului școlar, la sediul inspectoratului școlar, are loc tragerea la sorți pentru vicepreședinți și ceilalți membri ai comisiilor. Probele scrise încep la ora 9, iar accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8 și 30 de minute. De asemenea, și la această sesiune se vor aplica toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Primele rezultate vor fi afișate în data de 2 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 5 septembrie după soluționarea contestațiilor. Diana Rusu, singura absolventă din Valea Jiului care a luat examenul de bacalaureat cu nota 10, șefă de promoție la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, a devenit beneficiara unei burse Ice Brătianu oferită de senatorul PNL de Hunedoara, Carmen Hărău. PNL Lupeni în general premiază excelența, excelența în învățătură de data aceasta. Mă bucur foarte mult că lângă noi a fost și a contribuit și doamna senator Hărău, care ați văzut și dumneavoastră impresionată de rezultatele elevei. Diana a hotărât să-i ofere o bursă timp de un an de zile. Sunt îndată fericit pentru că astăzi a avut loc premierea fiicei mele, de către doamna senator Hărău. Fiica mea va primi timp de un an de zile o bursă lunară în valoare de 500 de lei, pentru rezultate deosebite la învățătură. Efortul în timp și efortul fizic, până la urmă și intelectual, a fost destul de mare, dar el a fost compensat 99% de faptul că am lucrat cu un elev excepțional și atunci am trecut destul de ușor peste acest efort despre care vă vorbeam. Am bucuria și onoarea să adaug bursierilor Ice Brătianu, pe care îi păstoresc de ani de zile dinainte de a intra în politică, încă din 1995, o elevă absolut excepțională, pe Diana Rusu. Este singura elevă din Valea Jiului care a luat nota 10 curat la bacalaureat și tot cu nota 10 a fost admisă la Facultatea de Istorie. Este o acțiune liberală, o acțiune care se derulează cu sprijinul domnului Cristian Droșu a organizației PNL Lupeni, care identifică astfel de copii excepționali. Felicit părinții, îl felicit pe domnul profesor diriginte, profesorul de istorie care a coordonat-o, îi felicit pe colegii din Lupeni care au interes să susțină excelența. Iar eu, senatorul liberal, n-am cum face altfel decât să le stau alături, cu prietenie și cu bucurie. Bursa oferită de senatorul PNL Carmen Hărău are o valoare de 500 de lei lunar, timp de un an, și va putea fi prelungită dacă Diana Rusu va continua să fie și un student excepțional.